În funcție de suma alocată pe județ, deocamdată nu știm care este aceasta. De asta n-am putut să împărțim la numărul de beneficiari și să aflăm în momentul acesta cât beneficiari avem. Deja lista este într-o oarecare formă aproape de finalizare și ne-am fi putut da seama dacă am fi avut suma alocată pe județ, câți copii beneficiari vom avea anul acesta.